Așadar, să începem. Gaudamus igitur, juvenes dum sumus. Să ne bucurăm, așadar, atât timp cât suntem tineri. Dragi copii, dragi părinți, stimați colegi, ne aflăm astăzi într-un moment în care celebrăm timpul, existența, faptul că Dumnezeu a îngăduit să petrecem împreună 4 ani. Nu au fost cei mai simpli și iată că, după o pandemie care ne-a răpit niște ani frumoși, după pubertatea năvalnică și războinică, care a început de ceva timp, iată că acești ani se încheie și cu o grevă care finalitate încă nu o cunoaște. Dar Gaudamus igitur. Să ne bucurăm atât timp cât suntem tineri. Ne vom pregăti pentru audierea acestui imn care se intonează ori de câte ori o generație încheie un capitol din viață. Vă rog să vă ridicați. Dar celor care se apropie de absolvire, ar fi acesta. Să fiți liberi în a exprima adevărul, în a fi sinceri, fără să zdrobească adevărul pe care îl spuneți, să munciți astfel încât să nu vă fie rușine, să-l priviți în ochi pe cel de lângă voi, să vă amintiți mereu că adevărata măsură a unui om apare atunci când nu mai face compromisuri, să fiți prietenoși, înțelegători, plini de iubire, speranțe, înțelegere, amintindu-vă că întotdeauna răsare în sufletul nostru ceea ce am sădit în sufletul celorlalți. Fiecare om nu ascultă, nu o poate auzi decât ecoul propriei lui inimii. Pentru această zi, în urmă cu niște ani, am scris o poezie care se numește Cântecul Mamei Divine. Vino acolo unde inimile noastre vor înțelege. Ziua de ieri zboară, dar mâine este în mâna ta. Este un loc în care poți fi, unde poți fi ce ai fost odată.
așa cum a fost odată cu mine. A fost odată când noi zburam. A fost odată când noi am fost liberi. Viața de acolo ne-a lăsat să mergem cât de departe am putut noi să mergem. Amintește-ți întotdeauna. Odată, noi am fost câștigătorii. Noi am fost tot ce am visat că am putea să fim. Și iată că am atins ziua cu noaptea și le-am făcut să meargă pe drumul tău. A fost odată cu mine, pentru mine, când am trăit viața ca pe o poveste. Ce va fi? Unde va merge viața aceasta? Eu nu pretind că știi. Dar te rog, nu uita cum a fost odată. Pentru mine nu uita. Când o poveste se sfârșește, există o alta. Depinde de noi, nu vezi? Tu spui, hai să începem. Eu spun din nou și vei vedea că nu este a fost odată, ci că este aici și acum. Tu și eu. Cu aceste cuvinte am deschis festivitatea Gaudeamus, invitându-l pe domnul director să ne adreseze câteva cuvinte, doamna diriginte, urmată de discursurile și surprizele pe care le-au pregătit elevii claselor a 8-a. Mulțumesc, doamna dirigintă. Nu sunt adeptul discursurilor lungi. Bun, asta e o scuză de a mă ascunde de discursuri. Sunt foarte emoționat. În urmă cu 15-16 ani eram și eu în locul vostru. Bun, acum am uitat tot ce am vrut să zic, așa că o să improvizez. A fost niște ani grei pentru toți, inclusiv pentru noi din fața voastră. Am trecut printr-o pandemie pe care pare că am uitat-o, dar sigur ne-a rămas undeva acolo, în spatele sau în fața creierului. Am reținut un citat pentru azi, care vine de la Ferdinand I, al doilea rege al României, după cum știți, care spune că nu clădirile fac o școală, nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește întrânsa. Bun, spiritul sună frumos, cuvântul spirit, dar ce înseamnă spirit? Păi, pentru mine spirit înseamnă dorința de a fi mai bună fiecare zi, de a nu ne dea bătuți, indiferent de greutățile pe care le întâmpinăm, de a ne trezi la 7 pentru a ajunge la 8 la școală, chiar dacă a fost o noapte grea, de a asculta părinții și adulții când nu vrem să facem asta, pentru că trebuie să știm că ne vor binele. Și spiritul, pentru mine, conține o doză de eroism, dar nu eroismul acela de a zbura peste clădiri și de a salva vieți, ci eroismul de a încerca să facem o viață mai bună, nu doar pentru noi, ci să ne uităm și în stânga și în dreapta noastră și de a încerca să ne fie tuturor mai bine. O dovadă foarte clară de eroism este lângă noi astăzi și cu foarte mare emoție aș dori, dacă sunteți de acord, să-l aplaudăm și să-i spunem cât de mult îl iubim pe Noris, colegul nostru. Știu că nu ți-ai dorit asta, e un moment nasol pentru tine, dar să știi că ești un model de luptă pentru noi și cu siguranță vei rămâne în memoria școlii noastre ca o mostră de eroism de care vorbeam. Bun, v-am plictisit destul, vreau să vă urez succes, orice ați alege să faceți, important, primul pas e să alegem ceva, sper să alegeți ceva, să vă creați un drum în viață și să ne vedem peste câțiva ani. Noi probabil vom fi tot aici. Sperăm cu mai mulți bani după greva asta, dar sunt slabe șanse. O să vă zâmbim, o să vă îmbrățișăm și o să ne povestiți cât de faină e viața voastră. Abia așteptăm. Mult succes tuturor! O să dau cuvântul doamnei diriginte Draghina să vă spună și dânsa câteva cuvinte. Dar nu multe cuvinte, cu mare emoție mi-aduc aminte și vă reamintesc că prima noastră întâlnire a fost într-o zi de 9 septembrie, dar 2019. Se pare că astăzi suntem în 9, tot o zi de 9, dar iunie 2023. În toată această perioadă am fost împreună. Nu este un sfârșit,
este doar un început pentru voi, trebuie să continuați drumul de acum încolo, da? Drumul vostru nu se oprește aici, drumul vostru este, da? În continuare pentru un viitor frumos. Deci aici nu se încheie absolut nimic decât o mică etapă din parcursul vostru. Doar gimnazia urmează, da? Liceu, studii superioare și multe, multe bucurii pentru voi de acum înainte. Ceea ce vă doresc să țineți legătura, voi între voi, voi cu noi, cât se poate, da? Să rămâneți prieteni, să colaborați și am încredere în voi. Asta este mesajul meu, da? Sper că veți reuși și vă doresc succes! Mulțumesc! Doamna director adjunct, vă rog, câteva cuvinte. Sigur. Domnule director adjunct, vă rog, câteva cuvinte. Sigur. N-am să țin un speech ca și doamna dirigintă, pentru că nu sunt la fel de poetă ca dumneavoastră. Pentru mine, în primul rând, în inima mea, veți rămâne acei pitici pe care i-am cunoscut în clasa pregătitoare. Clasă pe care am învățat-o împreună, pentru că ați fost prima mea serie de pitici de clasă pregătitoare și trebuie să recunosc că ne-am jucat și am învățat împreună. Veți rămâne mereu în inima mea, așa cum v-am spus și la finalul clasei a patra, oricând veți bate la ușa mea, ușa se va deschide. De aceea aș vrea ca de câte ori considerați că aveți o problemă pe care eu să o pot rezolva sau să vă dau un sfat, vă rog să veniți cu încredere, pentru că, indiferent dacă mai sunteți aici la școală sau nu mai sunteți aici la școală, dacă veți urma o facultate, un liceu, indiferent ce veți face cu viața voastră, veți rămâne iubirile mele. Deci veți rămâne copiii mei. Așa că orice problemă aveți, nu ezitați să veniți. Vă iubesc, vă doresc să aveți o viață frumoasă, așa cum v-am scris la majoritatea pe panglică, să aveți o viață frumoasă ca și voi, pentru că sunteți frumoși. Chiar dacă uneori aveți impresia că nu e așa, puteți să fiți siguri că sunteți frumoși. Cei mai frumoși copii pentru părinții voștri. Cei mai frumoși copii pentru mine. De aceea, încă o dată, vă iubesc, vă doresc mult succes și să nu vă lăsați pradă niciodată dezvânteștii. Numai bine! Dragii mei, nu știu ce aș mai putea adăuga colegii mei care au spus o mulțime de lucruri frumoase decât că vă urez și eu tot binele din lume. Sunteți niște copii deștepți, frumoși și care, sigur, veți reuși să vă împliniți toate visele. Trebuie doar să vreți și să treceți peste greutăți cu capul sus. Vom fi aici. Dacă aveți nevoie de un sfat, mă bucur că ați rămas la fel de apropiați de noi în clasele de gimnaziu, sau cel puțin așa am simțit. Dacă veți pleca la liceu și simțiți nevoia să povestim, ne găsiți aici. Vă doresc mult succes, să vă împliniți toate visele și să vă faceți părinții la fel de mândri ca și până acum de voi și pe noi alături de dumnealor. Vă iubim și suntem mândri că ne-ați fost elevi, iar anii care vor urma sper să ne aducă numai vești bune despre voi. Mult succes și să ne auzim și să ne vedem cu bine. Mulțumim. Între colegi, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, nimeni. Nominalizăm noi.
Ok, dacă nu mai dorește nimeni, o să vă rog pe voi, dragi elevi, dacă ați pregătit un discurs sau poate n-ați pregătit, nu contează, improvizați. Vanessa, începem cu domnișoara Iloi, Vanessa, din clasa 8-a, pe speech-ul e pe telefon, super, apreciez, economisește tine. Mă numesc Iloi Vanessa și sunt elev în clasa 8-a. Vin în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant al colectivului de elevi din clasa 8-a. Și țin să mulțumesc întregului colectiv de învățători și profesori care ne-au pregătit pentru viață, ne-au sprijinit și îndrumat. În continuare, ținem să mulțumim în mod deosebit doamnei învățătoare Titiana Popescu, care a fost martoră la transformarea noastră de zi cu zi și care, cu înțelepciunea și răbdarea dumneaei, a contribuit la evoluția noastră. În special, ținem să mulțumim doamnei Ana Ciucureanu, care a depus toate eforturile pentru a îndrăgi limba și literatura română, pentru a trece cu bine primul examen al vieții, examenul de capacitate, pentru a urma un liceu care să ne ofere perspectiva unei viitoare meserii, contribuind astfel la viitorul nostru. Și nu în ultimul rând, ținem să mulțumim doamnei dirigintă Drăghină Daniela, care ne-a suportat, tolerat, îndrumat și corectat comportamentul în acești 4 ani, în care nu am fost o clasă exemplară. Ne cerem scuze tuturor pentru momentele mai puțin plăcute și sperăm ca rezultatele noastre să fie foarte bune pentru a compensa momentele neplăcute din acești ani și pentru a aduce mulțumire tuturor celor care au contribuit la formarea noastră. Cu respect și recunoștință vă mulțumim pentru tot efortul depus și pentru devotamentul cu care ne-ați pregătit zi de zi în toți acești ani. Vă mulțumim pentru timpul la care. Felicitări pentru că ai făcut față emoțiilor din clasa 8-a, cred că avem o... A, 8-a, scuze, Ioșua, vrei și tu să ne spui ceva, scuze. Agustinov Ioșua, clasa 8-a B. Mulțumesc, mă cheamă Agustinov Ioșua și astăzi aș vrea să spun niște cuvinte. Dragă comunitate școlară, astăzi ne adresăm vouă celor care ați fost parte din viața noastră în această perioadă minunată și petrecută la școală. A venit momentul să ne luăm rămas buni și să ne deschidem aripile către noi orizonturi. Cu inima plină de cunoștință față de doamnele învățătoare, domnii profesori și doamnele profesoare, în special doamnei diriginte Drăghina Daniela, care cu multă răbdare și compasiune în acești ani petrecuți împreună, dorim să vă mulțumim pentru toate experiențele frumoase pe care le-am trăit. În acești ani am crescut, am învățat și am evoluat alături de voi. Iar aceste amintiri vor rămâne mereu în inimile noastre. Școala. Școala noastră a fost un loc în care am descoperit pasiuni și talente ascunse, unde am format prieteni de neuitat și am experimentat bucuria cunoașterii. Profesorii noștri ne-au însoțit cu răbdare și dedicație pe drumul educației, inspirându-ne și încurajându-ne să fim cei mai buni. În aceste clipe de despărțire, vrem să le transmitem tuturor colegilor noștri că suntem echipa perfectă, că putem să realizăm orice ne propunem și că nu există obstacol pe care să nu le putem, care să nu-l putem depăși împreună. Avem încredere că fiecare dintre noi va merge mai departe și va străluci în lumea mare, aducând contribuții valoroase societății. Vrem să le mulțumim și părinților noștri pentru sprijinul lor necondiționat de-a lungul acestor ani. Cu răbdare și înțelegere, ei au fost mereu alături de noi, susținându-le în fiecare pas pe drumul către succes. În încheiere, vrem să ne exprimăm recunoștința față de școală, această comunitate minunată care a fost casa noastră pentru o perioadă de timp. Sunteți cei care ne-ați format, ne-ați ghidat și ne-ați oferit o platformă solidă pentru a ne construi viitorul. Rămâneți mereu în inimile noastre și amintirile noastre dragi. Să ne reîntâlnim în viitor cu zâmbete pe buze și speranța în inimi. Cu drag și recunoștință, clasa 8-a B. Ioșa, și mulțumim că ne-ai făcut misiunea noastră de profesori foarte ușoară. Cu tine n-au fost probleme. Ok, ne pregătim de clasa 8-a A, care ne-a pregătit la rând de ei ceva, doamna dirigintă. Dragii noștri, putem face afirmația că în eternitate nu există sfârșit. Un rămas este întotdeauna necesar pentru a ne putea întâlni, iar întâlnirea, după câteva clipe, sau vieți, este sigură pentru cei care sunt cu adevărat prieteni. La îmbrățișează! A venit și acest moment. Ne-am rămas bun. De la colegi. De la profesori. Și de la căței din curtea școlii.
Unele prietenii s-au legat de la credință. Altele pe parcurs. Au fost 4 ani amuzanți, în care am învățat din aceeași carte. Am copiat din aceeași temă. Și am mâncat din aceeași pungă. 4 ani în care am încercat să ne suportăm unii pe alții. Să lucrăm în echipă. Și să rămânem unuți. Haideți să ne amintim acum. De orele de fizică și de chimie. Care s-au transformat în orele de diligenție. De orele de biologie și de geografie. Care sunt chiar cu de o scaun în catalog. De orele de matematică era specialitatea noastră. De orele de fix, desen, socială, tehnică și religie. La care eram toți cei mai stresați. De orele de română. Care uneori erau cu mărie de gloagă. De orele de engleză. În care unii stăteau mereu pe telefon. Și de orele de istorie, care la rândul lor au fost istorie. Dar aceste ore vor rămâne în amintirile noastre. Pentru că astăzi se încheie o etapă din viața noastră. Iată, este câteva lucruri. Va fi un nou început. Vă mulțumim tuturor domnilor profesori. Pentru tot ce ne-ați învățat. Îi mulțumim doamnei diriginte. Și doamnei învățătoare. Pentru că acum sunt noi. Și pentru că ne-a fost ca o mamă. Vă pup! Asta a fost tot.